Am ascultat acum la Dumnezeiasca Liturghie două cuvinte din Dumnezeiasca Scriptură. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel, și anume că Evanghelia pe care noi o propovăduim nu este de la om, ci prin descoperire de la Dumnezeu. Am ascultat și pagina din Dumnezeiasca Scriptură relatând învierea Fiului văduvei din Nain, o cetate, o localitate din Țara Sfântă. Ce ne grăiesc nouă aceste două cuvinte pe care Biserica le-a rânduit în această duminică să fie rostite în toate bisericile ortodoxe din întreaga lume? Cum nestemate, nenumărate descoperim în cuvintele lui Dumnezeu așezate în Sfânta Scriptură și cele două cuvinte de astăzi ne mărturisesc patru mari adevăruri care pot fi așezate ca patru stâlpi pe care masa sufletului nostru să se așeze statornic și veșnic. Primul mare adevăr: Evanghelia în care credem nu este de la oameni, ci prin descoperire de la Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Că dumnezeiasca Evanghelie nu este rezultatul minții umane. Ea nu este un gând, o concluzie, o scriere la care au ostenit oamenii prin mintea lor exclusiv. Scriptura este de la Dumnezeu. Și fiind de la Dumnezeu, se află în ea certitudinea adevărului. Nu există umbră de rătăcire, ca în filozofiile acestei lumi, ideologii de un fel sau altul, care, chiar dacă au în ele lucruri, unele lucruri bune, nimeni nu poate insista asupra adevărului că ele cuprind și rătăciri, subiectivisme, păreri particulare, care astăzi poate sunt valabile, dar peste un an sau un veac își pierd din consistență. Acest adevăr că Scriptura nu este de la oameni are importanța ei fundamentală pentru viața noastră, și anume că în confuzia, în haosul în care trăiește umanitatea de la păcatul lui Adam și Eva, avem totuși ceva clar, limpede, statornic, negreșelnic, în care ne putem găsi, regăsi în faptele noastre bune sau în faptele noastre rele. Având mărturie din Scriptură pentru tot ceea ce facem, decidem și acționăm, nu avem posibilitatea greșelii. Este primul adevăr. Cel de-al doilea este axat pe fundamentul că Dumnezeu, Iisus Hristos, este Domnul Învierii. Că învierea și veșnicia au ultimul cuvânt, ultimul cuvânt nefiind deținut de moarte. Învierea Fiului Văduvei din Nain, pagină relatată astăzi, sau învierea lui Lazar,
sau învierea fiicei lui Iair, un dregător din vremea aceea. Propria sa înviere arată că Domnul Dumnezeul în care credem este Domnul învierii, al veșniciei, al împărăției celei fără de sfârșit, arătând că moartea, mormântul nu au ultimul cuvânt. Pentru cel care crede și se deschide și luptă să se deschidă spre credința în înviere, moartea este trecere, moartea este paște, moartea este începutul celei de-a doua părți a vieții noastre, cea veșnică. Al doilea adevăr, cel de-al treilea, care ne cuprinde de data aceasta exclusiv pe noi, și anume că deși suntem vii, avem multă moarte în noi. Deși ne definim pe noi ca oameni viețuitori în această lume și plini de viață, multă miasmă de mormânt purtăm în rărunchii ființei noastre. În cartea Apocalipsei aflăm cuvântul Domnului rostit către locuitorii unei cetăți. Deși ești viu, ești mort în realitate. Ce este această moarte pe care noi, oamenii cei vii, o purtăm în noi? Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, sunteți morți datorită fără de legii pe care o săvârșiți. Și dacă privim cu ceva atenție și onestitate, la noi înșine în primul rând, și poate și la cei din jurul nostru, vedem că există multă moarte întru noi. Zice poetul, degeaba vine primăvara, atâta iarnă e în noi. Degeaba suntem vii, că purtăm multă moarte în rărunchii ființei noastre. Desfrânarea, faptele trupești, aduc puțin câte puțin moartea în viața, în sufletul și în trupul omului. Minciuna de toate felurile este ca o descompunere a ființei noastre. Ca un cariul care roade și macină și descompune lemnul. Dar în mod special, mândria, orgoliul, pretenția la superioritate care adesea, de foarte multe ori ne definește în raport cu ceilalți, sunt parcă în viața noastră, iertați-mă, ca un fel de miros de mort. Iar necredința, credințele false, sunt izvoare ale morții care se revarsă ca o cascadă aproape permanentă în viața noastră și în viața lumii. Cel de-al patrulea adevăr, la care suntem chemați să medităm pentru o clipă, este legat de faptul că Dumnezeu, pentru a ne scăpa de moarte, ne-a lăsat biserica. Ne-a făcut pe noi membri ai bisericii. Câte demnități, câte cariere putem atinge în viață, niciuna din ele nu poate fi mai importantă și mai mare, mai adâncă, mai înălțătoare decât aceea de a fi membru în Biserica lui Hristos, de a fi botezat în Biserica lui Hristos. Dumnezeu ne-a lăsat biserica. Noi, cei de față, împreună cu zidurile bisericii, cu cei asemenea nouă în viață, cei care vor veni după noi, cei care au fost înaintea noastră, formăm biserica cea mare a lui Hristos. Biserică în care auzim cuvântul, nu plânge,
Sau tinere, ție-ți zic, scoală-te! Sau Hristos vă va face liberi. Iar dacă El, Hristos, vă va face liberi, cu adevărat, liberi veți fi, zice dumnezeiasca Evanghelie. Biserica este izvorul vieții și al învierii. Dacă în ea se află putere în cuvânt și în fapta iubirii. De aceea ne luptăm ca bisericile noastre de zid, simbol al bisericii sau parte văzută a bisericii celei mari. Ne luptăm ca biserica de zid să fie frumoasă în arhitectura ei, în pictura ei, în veșmintele ei, în cântarea ei, pentru ca slava lui Dumnezeu să se arate prin trânsa. Biserica este chipul sufletului nostru care meditează la Dumnezeu. Iar omul care gândește frumos, adevărat și în legătură cu Dumnezeu, mintea lui devine biserică, sufletul lui devine altar, ființa lui lăuntrică devine catapeteasmă, sfânta sfintelor, prelungirea bisericii celei din Ierusalim, prelungirea bisericii celei din cer, prelungirea bisericii de altă dată și cea care vine după noi. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască putere, să ne dăruiască curaj pentru a nu ne îndepărta de drumul care merge către Sfânta Biserică, pentru a trăi, cunoaște și mărturisi adevărul că Dumnezeu este Dumnezeu în învierii, că Evanghelia nu este făcută de om, ci este prin descoperire de la Dumnezeu, că moartea din noi poate fi îndepărtată prin credința noastră în înviere și că biserica ne este tată și mamă tuturor. Slavă lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate!